Thank you Bun găsit oamenilor buni și frumoși. Bun găsit, dragi telespectatori și iubiți credincioși, iată-ne din nou împreună într-o călătorie duhovnicească, în duminica a 22-a după pogorirea Sfântului Duh. O duminică în care călătorim împreună spre tărâmul atât de minunat al Țării Sfinte, acolo unde Iată, Dumnezeu se întâlnește, s-a întâlnit cu semeni de ai noștri față către față și astăzi face lucrul acesta în Duhul Sfânt și ne vorbește și față către față, dar și către inima noastră. Ne vom întâlni astăzi -o, la o masă festivă, într-un tablou absolut halucinant, deși atât de obișnuit În zilele noastre, atât de uh, ilustrativ pentru uh, omul european, totuși vom vedea că acest uh, tablou este desfigurat, este uh, cutremurător, care aduce multă, multă suferință unei inimi sensibile. Suntem într-un tablou cu lumini și umbre, un tablou în care uh, suferința se împletește cu bucuria, cu pseudo-bucuria, unde sentimentele second hand, sentimentele de unică folosință sunt puse pe tarabe, pe tarabă și durerile sufletești sunt cele care și fizice sunt cele care copleșesc mintea noastră. Vom vedea un tablou absolut genial, pictat, ilustrat, Întrupat de Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, singurul care vorbește despre această întâmplare, despre această pildă în Evanghelia sa, dar atât de măiastru pictat acest tablou încât va rămâne lipit, nădăjdim, pe inima noastră. Așadar, o călătorie împreună cu. Dumnezeu cu Sfântul Evanghelist Luca și cu Lazar, un Lazar care va primi un nume mare în legea iubirii, un nume care, asupra căruia Dumnezeu a făcut o minune atât de uh, incredibilă, neverosimilă, încât și astăzi mulți se ceartă, este multă gâlceavă asupra acestei minuni. Lazar, acest nume atât de minunat, care seamănă mai mult cu o rugăciune de nădejde și de recunoștință, Dumnezeu ajută Lazar acest nume care este scris în Cartea Vieții și care a avut o traiectorie atât de anonimă în, în călătoria sa Duhovnicească prin această lume și totuși primind cununi atât de mari. Pe de altă parte, un anonim care va rămâne anonim, deși este cutremurător prin faptele sale, el va fi desfințat sau autodesfințat de propria alegere. Astăzi, așa, deci, cum am început, Biserica noastră, cea una, face pomenirea bogatului nemilostiv și sărmanului Lazar îi vom mai spune și după cuvântul sfântului Iustin Popovici vom spune bogatul nesimțit sau nesimțitor sau bogatul împietrit. De asemenea, în duminica a 22-a după pogorirea Sfântului Duh avem Sfânta noastră Biserică face uh, pomenirea celor 100 de mii de mucenici din Tbilisi, din Georgia. Foarte important, doar uh, un singur cuvânt voi spune despre aceștia. Unul dintre acești 100 de mii de, de mucenici din Georgia a fost puși de către păgâni, de către uh, perși să scui pe Sfintele Icoane. Deci, un bătrân de 100 de ani, iată, este uh, bruscat, este lovit, este torturat și sub amenințarea morții este pus să hulească și să scuipe Sfintele Icoane. Ce credeți că a făcut acest, acesta? Sigur, rămâne ca frățile voastre să citiți viața celor care au mucenicit astăzi în Georgia, în Tbilisi. O sută de mii de mucenici. Vă dați seama, dragii mei, câtă salbă de mărturii, cât nor de mărturii există în biserica noastră în 2000 de ani. Sfântul Apostol Apelie, care a fost episcop în Eraclia, este pomenit astăzi, de asemenea, și Sfântul Apostol Stahie, care a fost episcop în Bizanț. A fost pus în Bizanț de întronizat ca episcop de către Sfântul Apostol Andrei și a zidit o biserică cu, împreună cu Sfântul Apostol Andrei. De asemenea, Sfântul Apostol Amplie, care de asemenea a fost pus episcop de către Sfântul Apostol Andrei, Sfântul Apostol Urban, despre care sigur ați, ați auzit, care a fost pus episcop în Macedonia, Sfântul Apostol Aristobul, care a fost episcop în Britania, foarte interesant, se mai păstrează în Irlanda și astăzi mănăstiri ortodoxe și în țara, țara Galilor, de asemenea, întâlnim mănăstiri ortodoxe cu sfinți ortodoxi. Episcopul Atenei, Sfântul Apostol Narcis, care a fost pus de asemenea de către uh, sfinții apostoli, și Sfântul Mucenic Epimach, care a mucenicit în Alexandria. Pentru sfintele lor rugăciuni, rugăm pe bunul Dumnezeu să ușureze apăsarea aceasta care s-a s-a asupra poporului creștin și asupra neamului omenesc în general. Îi rugăm pe acești mucenici, pe toți cei care, iată, au mucenicit mărturisind că Isus este Hristosul. Îi rugăm să mijlocească pentru noi la Maica Domnului și la Mântuitorul Isus Hristos ca să încheiem cu bine această încercare. Nu să o să ne ocolească această încercare, ci să încheiem cu bine această, acest moment din istoria omenirii, la care noi suntem și martori, și participanți. Așadar, pentru sfintele lor rugăciuni, rugăm pe Dumnezeu să se milostivească de neamul omenesc. Și, dragii mei, după rânduiala la acestei emisiuni, îl avem a, a, invitat de onoare de fiecare dată pe Înalt Preasfințitul Părinte Teodosie, cel care ne va spune un cuvânt, o tâlcuire, un cuvânt de învățătură la Evanghelia din Duminica 22, la pilda bogatului nemilostiv și a sărmanului Lazar. Iubiți, credincioși, iată și în această duminică, printr-o pildă, Mântuitorul Hristos ne descoperă un adevăr sublim care ne întărește credința în cea mai mare bucurie pe care o vom avea, credința în viața viitoare ne prezintă în pildă Mântuitorul doi oameni. Un bogat nemilostiv care avea de toate, se îmbrăca în porfiră și în vison și se veselea în toate zilele în mod strălucit. Dar un sărac, anume Lazar, zăcea înaintea porții lui plin de bube. Câinii veneau și de milă îi mai lingeau rănile, însă nimeni nimic nu-i dădea. A murit săracul și a fost dus de îngeri în sânul lui Avram. A murit și bogatul și a fost îngropat. Și acum ne dezvăluie ce s-a petrecut. Bogatul care a fost îngropat a fost dus în iad. În iad de departe a fost lăsat să-l vadă pe Lazar, care se afla în rai, în sânul lui Avram, cum spune Sfânta Evanghelie. A văzut de data aceasta diferența cea mare, bogatul, cel pe care îl disprețuia, a ajuns în sânul lui Avram. Văzându-l de departe, a zis către Avram, părinte Avrame, rogute, trimite pe Lazar să-și înmoaie vârful degetului în apă, să vină să-mi răcorească limba, căci tare mă chinuiesc în această văpaie. Dar Avram a răspuns, fiule, adu-ți aminte că tu în viața ta ai avut parte de cele bune, iar Lazar de cele rele. Acum el se mângâie, iar tu te chinuiești. Și atunci bogatul i-a zis, rogă te dar, părinte Avrame, trimite-l pe Lazar în casa părinților mei, că mai am cinci frați să le spună și lor ce este aici, să se pocăiască, să nu vină și ei în acest loc de chin unde mă aflu eu. Dar Avrame i-a răspuns, au pe Moise și pe proroci să asculte de ei. Nu părinte Avrame, doar dacă va învia cineva din morți, atunci vor crede. Dar Avrame a spus, dacă nu ascultă de Moise și de proroci, chiar dacă va învia cineva din morți, nu vor crede. Vedem aici două tablouri. Unul din viața trecătoare, un om bogat veselindu-se, un om sărac chinuindu-se. Vedem în viața cealaltă aceiași oameni într-o stare inversă: cel sărac se bucură, cel bogat se chinuie. Toate cum le pregătim din viața aceasta, așa vor fi în viața viitoare. Cine a crezut în Dumnezeu, cine a împlinit poruncile lui Dumnezeu în viața aceasta, îl așteaptă răsplata. Cine a fost nepăsător, s-a îmbuibat, s-a înveselit peste măsură în viața aceasta, a uitat de sufletul său, a uitat de Dumnezeu, atunci conștiința ei se va trezi dar va fi prea târziu. Nu poate omul să schimbe ceva dincolo de viața aceasta. Cum și-a pregătit viața viitoare prin viața cea vremelnică, așa va petrece. Numai că dacă viața de aici este scurtă și trece precum gândul, dincolo unde ne sălășluim, acolo vom rămâne. Că spune Avram bogatului, să știți că nu se poate ca unul de la noi să treacă la voi, nici de la voi la noi. Unde ne vom statornici, acolo vom rămâne. Am iubit pe Dumnezeu, am făcut binele, am făcut voia lui Dumnezeu Făgăduința Lui Dumnezeu va fi plinită. Pentru bine vom moșteni împărăția Lui Dumnezeu. Pentru rău vom moșteni împărăția Iadului. De aceea fiecare se ia seama cum își chivernisește viața. Nu putem să schimbăm dincolo ceva din cele ce le-am petrecut în viața aceasta. Aici ne arvunim fie raiul, fie iadul. Iată învățătura sublimă despre viața cea veșnică. Ne este atât de plastic prezentată în pilda aceasta. Se cuvine să luăm aminte, să fim mereu înțelepți, să pregătim cele viitoare cu multă grijă, cu multă dragoste, cu multă jertfă, cu tot discernământul, nu avem scuze pentru lucrurile ieftine și vremelnice. Noi cerem scuze seminilor noștri. Acestea sunt niște lucruri convenționale trecătoare. Pentru păcatele noastre, dacă nu le-am răscumpărat aici, răutățile pe care le-am făcut față de Dumnezeu și față de seminii noștri, până la mormânt, dincolo nu mai este nici timp, nici loc. Așadar, se cuvine să ne îmbogățim în cele spirituale, să întărim credința, să facem ca nădejdea noastră să fie o siguranță pentru noi, viață veșnică, să o avem ca certitudine. Dumnezeu este certitudinea cea mai evidentă. De aceea pe Dumnezeu să-l purtăm în Sufletul și în inima noastră. Din această pricină vă spun mereu: trezvie, adică rugăciune către Dumnezeu și între rugăciuni să rămânem tot cu Dumnezeu. Cui aferosim timpul din viața aceasta? aceluia ne încredințăm. Aferosind timpul, gândind și lucrând pentru Dumnezeu, vom avea parte de Dumnezeu și de bucuria Lui. Dacă ei rosim timpul în cele deșarte, în cele urâte, grele, rușinoase, în păcate, avunim iadul și stăpânul întunericului ne va primi, dar acolo este plângerea și scrâșnirea dinților. Așadar, să rugăm pe Bunul Dumnezeu, nu numai în fiecare zi, ci în fiecare clipă și să-i zicem, Doamne Iisuse Hristoase, Tu ești lumina lumii, ai venit să ne luminezi cu legea Ta cea sfântă, și să ne pregătești pentru viața cea veșnică. Ajută-ne să rămânem cu Tine, să petrecem cu Tine în rugăciune, în trezvie, în dragoste, în lucrarea binelui, ca să fim cu Tine și în viața viitoare și să ne bucurăm în veșnicie. Amin. Am revenit în direct, iubiți credincioși, draștele spectatori, mulțumim în al preasfințitului părinte Teodosie pentru cuvântul de învățătură, o ilustrare uh, foarte apăsătoare acestui uh, capitol din uh, viața umanității. Suntem solidari cu toții în această uh, călătorie în viața noastră. În, în, Raport de scopul pentru care am fost aduși de la uh, neexistență la existență, de la nimic la totul. Spuneam, deci, că suntem solidari, așa încât nu putem doar să constatăm că acest uh, om uh, bolnav, de altfel sufletește, uh, este izolat, este singur, după cum vom vedea, în chip uh, absolut cutremurător. Fiecare dintre noi, poate și prin omisiune, suntem răspunzători de soarta lui Lazar. Și o să vedeți cum. Nu cred că este cineva vreodată dintre noi să nu fi participat la masa bogatului. Vom vorbi despre aceasta pe parcursul emisiunii. Vom dezvolta această idee și veți vedea, vom vedea, de exemplu, cum uh, uh, petreceam strălucit, chiar dacă fără lumină, fără căldură, dar într-un fel sau altul petreceam strălucit în timp ce uh, poate cei mai buni din neamul nostru erau în, uh, în viscerele pământului, la iud, la Gherla, la pitești, la mine, la ochnele mari, la stuf, la periprava, la sighet. Și așa mai departe, la Cavnic. După cum vom vedea, în timp ce noi, generația noastră chiar și a părinților noștri, făceam uh, revelioane, făceam uh, uh, petreceri, așa cum știam noi atunci să petrecem, deși poate că asta era singura uh, formă de comunitară în sfârșit, neforțată, totuși, în acest timp, noi eram, dragii mei, cu totul și cu totul nepăsători sau neștiutori de soarta acestor oameni, care, repet, de care lumea nu era vrednică, ca să parafrazez un cuvânt din Scripturi. Așadar, bogatul. Nemilostiv și sărmanul Lazar. Am, avet, am avut o întrebare pentru uh, emisiunea aceasta. După cum știți, uh, librăria brâncovenească este cea care a găsit un prilej pentru a, a înmulți bucuria pentru a dărui din darul pe care uh, l-au primit. Și noi, de asemenea, dăruim din cărțile acestea pe care iată de atâția și atâția ani le. Dăruim sau le folosim ca pretext pentru o îmbrățișare duhovnicească. De aceea, întrebarea de astăzi este: Cum se numește bogatul din Evanghelia Duminicii a 22-a? De la uh, Pericopa Evanghelică, din Pericopa Evanghelică, textul uh, Evangheliei care a răsunat astăzi la suta și Dumnezească liturgie în sfintele noastre biserici în sfânta noastră biserică. Așadar, care este numele acestuia? Vedem că are uh, un ordin de mărime pentru avere, vedem că se ca frumos și vedem că poartă un nume, vom vedea ce nume poartă. De asemenea, vom vedea de ce anume putem să considerăm că suntem solidari cu acest uh, om bogat pentru care, despre care Dumnezeu nu ne spune că și-ar fi câștigat bogăția prin rapt sau prin înșelăciune sau prin alte mijloace să le spunem ilicite ci ne spune că folosea această avere într-un chip cu totul și cu totul potrivnic iubirii lui Dumnezeu. Avem așadar un om, am putea spune noi, mutilat sufletește. Până să vină numele acestui personaj, vom face tabloul acestei zile, călătoria, scena în care vom participa astăzi, împreună cu Dumnezeu și cu uh, Sfântul Evanghelist Luca și cu aceste personaje. Iată, în această scenă în care suntem și noi, Participanți, avem pe de-o parte uh, lumini și pe de-altă parte umbre. Tot, toată, tot tabloul acesta este gri din pricina uh, unei apăsări, din pricina unui, unui nor care, care ecranează, care acoperă cu totul razele soarelui, îl acoperă cu totul pe Hristos care este soarele dreptății, totuși vedem undeva în fundal, vedem o rază de lumină și ea foarte, foarte discretă, foarte uh, sfioasă, totuși însă înveselește acest tablou, după cum vă vedea. Așadar, în prim plan, ce avem, dragii mei? În prim plan avem o masă bogată un spăț bogat cu caviar, cu șampanie, cu bunătăți de tot felul, cu hrană, feluri de mâncare pe care le schimonosim pronunțându-le numele exotic. Avem invitați care mai de care mai bine îmbrăcați, parfumați, cu etichete la hainele de firmă, care își parchează nu trăsurile, nu măgarii, nu asinii, ci mașinile cu multe sute de cai. Putere, avem de asemenea ce avem, bijuterii, ceasuri arătate ostentativ. Ce mai avem aici? Avem lumini multe, deși tabloul este sumbru, avem foarte, foarte multă lumină, dar care este falsă venind de la metale sau de la materiale, pentru că ne spune că gazda noastră care are o casă, să spunem așa, de 1000 de metri pătrați, adică suprafața a 20 de apartamente obișnuite cu două camere. Gazda noastră, deci, trăiește într-un cavou de beton în care s-a izolat și și-a căptușit pereții acestei piramide, acestui uh, cavou și-a căptușit cu, cu, cu bani, cu pietre prețioase, cu avere, toate sunt însă, însă fără viață, sunt materie moartă. Și el simte lucrul acesta, și deși se îmbracă în porfiră, adică în haine împărătești, simbolizând această porfiră, pe de-o parte, titlul acestui om, adică este foarte probabil că el face parte din nomenclatură, face parte din. din Aristocrația, de fapt nu aristocrația, din uh, camarila uh, conducătorilor, din camarila uh, negustorilor unei uh, țări, unei uh, provincii, să spunem, și pe de altă parte, deci poartă rangul acesta, are un rang, are o funcție, poate să fie chiar ministru. Și pe de altă parte, faptul că este atât de bogat și își permite ca în fiecare zi, în loc să facă ceva, să producă ceva pentru a-și atinge scopul de a fi adus la existență, el este tolănit toată ziua și nu are altceva în minte decât cum să facă meniul. Mai interesant pentru a fi aplaudat, pentru a fi măgulit, pentru a fi lingușit de invitații săi. Spunem deci că este practic îngropat într-un cavou unde simte o suflare rece în ceafă, dar strangulându-și conștiința, iată că simte nevoia de comuniune și atunci cheamă pe cineva să participe la bucuria sa de a mânca, de a se îmbuiba cheamă pe cineva cu care să fie în comuniune. O comuniune sumbră de altfel la care, despre care vom vorbi imediat când vom înfățișa, vom ilustra planul al doilea al tabloului. Deși ar putea, am putea totuși să schimbăm planurile pentru că ni se prezintă această masă îi se prezintă acest ospăț, acest chiohan, să spunem, însă este foarte, foarte bine adăpostit de niște porți uriașe, de niște ziduri mari și de o vilă somptuoasă din beton și fier, cu jaluzelele trase, însă deși toate luminile aprinse, din care vilă răzbate, din care conac, palat răzbate, însă zgomot de pahare, vorbărie, hăhăială, bancuri și neapărat băutură multă și muzică. De toate felurile, cu conotații erotice, muzică de petrecere, de pahar în care de obicei se plânge omul că ar vrea să aibă mai multe mai mulți bani, mai multe amante că i-a trecut viața și că ar trebui să o permanentizeze deci un zgomot din acesta cu totul și cu totul inestetic de pahare de sorbituri de um, um, molfăieli la o masă atât de bogată de la care cad alimente pentru că omul care este împietrit, bineînțeles că își va pune sosul pe cravată și întreg meniul pe sacou, va da și pe jos, nu-i va păsa, va stinge țigara pe unde apucă, bineînțeles, pentru că nu-i așa, el este stăpânul și trebuie numai decât să-și îmbuibe pântecele acesta, care îmbuibare aduce o mare și mare bucurie pentru moment. Ei bine, la această masă, dragii mei, participă retrași, ascunși de ochii publici, de ochii lumii, o grămadă de oameni. Măcar că ceilalți trebuie să, în sfârșit, respecte toate restricțiile. Iată că această masă este cu totul și cu totul neobișnuită. În planul. De data aceasta principal, însă vom vedea ceva, cred că este cineva pe fir. Din păcate nu mai am comunicații, au căzut. Eu aștept dacă aveți un răspuns la întrebare să îmi spuneți. Vă rog. Bogatul nu are nume decât săracul Lazar. Bogatul nu are nume. Dacă așa este, răspunsul dumneavoastră este corect. Dar ca să provoc un exercițiu, fără nicio supărare, doar ca să avem un dialog, știți de ce Evanghelia, de fapt, Evanghelistul Luca nu-i dă un nume acestui bogat? De ce n-are nume? Chiar nu știu de ce nu are nume, dar știu că nu are nume. Așa este. Bine, numele lui este mai bine, n-ar avea un nume. Numele lui este nesimțitul, bogatul nesimțit. Dar să știți că nu are nume pentru că numele lui nu este scris în Cartea Vieții. Așa tâlcuiesc exegeții biblici, așa spun Sfinții părinți, că numele lui el și-a și desfințat, s-a desfințat prin alegerea pe care a făcut-o, așa este vă mulțumim pentru telefon o să vă dăruim o carte, dacă nu sunteți din uh, oraș, o să trimitem o carte la adresa dumneavoastră dacă vreți o carte duhovnicească sau beletristică, sau poate o altă carte care v-ar interesa, dacă sunteți din Constanța, atunci vă așteptăm la librăria brâncovenească și vă vom uh, dărui cartea pe care am promis-o ca uh, pretext pentru această, acest concurs, să-i spune. Bine, vă mulțumesc pentru participare. Repet, nu mai am uh, comunicații, așa că dacă veți intra în direct, uh, vă rog să vorbiți cu curaj, pentru că am mai spus-o și o repet, emisiunea este a dumneavoastră, este o călătorie duhovnicească pe care o facem împreună și uh, aici fiecare Trebuie să se împărtășească de taina celuilalt. Așa că s-ar putea ca intervenția dumneavoastră să fie, de exemplu, salvatoare pentru cineva. Un cuvânt al dumneavoastră să învieze o inimă undeva, acolo unde uh, Dumnezeu sau harul va duce uh, cuvântul dumneavoastră. Așadar, în prim planul acestui tablou, dragii mei, ce avem? Avem o. Imagine oripilantă. Îl avem pe Lazar care este un sărac, care stă la poarta acestui viloi. De fiecare dată când aude zgomote și lăutari, el se târăște de undeva din bordeiul lui sau pur și simplu stă la poarta acestui om de dimineața până seara, văzând ce jitnițe uriașe are, ce hambare uriașe are, văzând ce, cu ce mașini uh, se plimbă, ce doamne intră la el în casă și ce uh, personaje uh, îmbuibate îi calcă pragul, se gândește că poate, bineînțeles, se va uh, lipi și el, să spunem așa, de un... Uh, măcar de o firimitură ce cade de la masa acestor oameni. Dragii mei, nu știu dacă este atât de, de dezagreabilă imaginea acestui om care este bolnav. Lazar nu numai că este sărac și stă la poarta acestui bogat, ci el zace acolo. Cuvântul acesta arată că el are și o boală și este afectat de o boală care îi macină trupul, îi sfredelește carnea pentru că iată ne spune evanghelistul Luca că era și plin de bube și ar fi dorit să se sature cu ceea ce cădea de la masă, nu cu resturile dragii mei, că resturile sunt cele care rămân după ce bogații acestei lumi care stau la masa bogaților, se adună și sunt împărțite de către slugi celor care stau cu mâna întinsă. Lazar vrea să se sature cu cele ce cădeau de la masa bogaților, adică din neglijență că vărsau un pahar sau că le curgeau printre degete bucăți de alimente, Lazar pe acelea le dorea pentru că resturile nu îi le dădea nimeni. De ce? Pentru că era cu totul și cu totul ignorat, cu totul și cu totul inexistent. Și chiar dacă cineva scutura, să zicem, o față de masă cu, și săreau resturi, câinii erau mai uși de picior și veneau și mâncau, apuca acele resturi. Totuși însă simțeau compasiune, dacă vreți, cuvântul este pretențios, dar simțeau că este ceva neregulă cu laser și îi lingeau rănile, îi lingeau bubele acelea care scoteau secreții probabil de infecție. Din cauza foamei, din cauza bolii, din cauza lipsei de tratament și de îngrijire, lazer de acum era măcinat de o boală. Ei bine, dragii mei, sigur că ne dăm seama că bogatul era nesimțit, era împietrit, încât nici măcar firmiturile de la masa lui nu îi le dădea lui Lazar. Dar ce este cu totul și cu totul îngrozitor, dragii mei, este că invitații acestui bogat, care petreceau cu el în chip strălucit în toate zilele, adică obișnuiții casei lui, care intrau pe poarta lui și îl vedeau pe Lazar, îl ignorau, dragii mei, cu totul și cu toții. Niciunul dintre aceștia nu lua ceva de la masa bogatului, să bage în buzunar și să arunce așa cum fac copilașii noștri atunci când mergem la o terasă sau când mergem undeva la un restaurant și văd un câine sau o pisicuță la, pe la mese și aruncă, iau din hrana lor pe ascuns și aruncă unui unei pisici sau unui câine, ei bine, oamenii aceia bogați nu numai că nu veneau cu ceva de acasă să-i dea acestui sărac, sau la plecare, îmbuibați fiind să-i dea ceva sau să-l ducă la casa lor, să-i dea ceva de îmbrăcat sau de mâncare. Ei bine, dragii mei, ce poate fi atât de îngrozitor că oamenii aceia erau cu totul și cu totul împietriți? La fel de împietriți ca bogatul nemilostiv, poate mai împietriți decât el. Ei bine, dragii mei, trebuie să știm că 1% din oamenii acestei lumi aduși la existență de Dumnezeu, 1% dintre aceștia țin în mână 99% din resursele acestei lumi. Cu alte cuvinte, toată bogăția aceasta pe care a lăsat-o Dumnezeu pe pământ este ținută 99% din toată această bogăție de acum vor să curcerească și cerul și astrele și în sfârșit universul toată această bogăție este în mâna a mai puțin de 1% din populația acestei lumi. Cu alte cuvinte, 99%, 7 miliarde de oameni trăiesc cu 1% din resursele acestei lumi. Ceea ce este cu totul și cu totul uh, injust, probabil Jean-Jacques Rousseau ar fi fost cu totul și cu totul uh, uimit de inegalitatea dintre oameni uh, din secolul nostru. Deși am putea spune că omul occidental omul apusean trăiește într-o abundență nemai întâlnită în istoria omenirii, cu toate acestea trebuie să știm că mai puțin de 1% din populația lumii deține 99% din resurse. Adică am putea spune că mai puțin de 1% dintre noi participă la aceaste, aceste mese pe care bogatul nemilostiv le face de fiecare dată, urzind planuri, căutând soluții pentru ca să-și dărâme hambarele și să le facă mult mai mari pentru a încăpea, de exemplu, folosul, veniturile, profiturile pe care le-au avut, de exemplu, în urma acestui război pe care noi îl numim astăzi pandemie. Așadar, în timp de război, acești 1% sunt cei care stau la masă, iar la poarta lor am putea spune: Iată că stă laser smerit, care nu mai poate nici să vorbească, este bolnav, și chiar fiind bolnav, nu primește tratament pentru că nu are certificat de bună purtare. Laser, sărmanul care doar suspină și spune. Dumnezeu ajută, Dumnezeu va ajuta, care are nădejde că până în sfârșit nu va fi bagiocorit chipul lui Dumnezeu un om. Ei bine, dragii mei, suntem solidari cu cei care îl bagiocoresc pe Lazar, pentru că nu spunem nimic, pentru că niciodată n-am trecut și noi pe la această poartă să-l ridicăm pe Lazar și să spunem, omule, trebuie să fii în primul rând văzut de un medic, trebuie să fie vindecat, trebuie să fie alimentat, trebuie să fie vindecat, trebuie să fie uh, hrănit cum se cuvine. Ei bine, Lazar nu are pașaport de acces în curtea acestui bogat, astfel încât să se bucure de firmiturile ce cad de la masa stăpânilor lor. Vedem, dragii mei, că și astăzi se întâmplă lucrul acesta dintre frații noștri care ar putea beneficia de firmiturile ce de la masa stăpânilor, dar vin alții înainte și le iau și iată, astăzi trebuie să stăm cu mâna întinsă pentru niște amărâte de combinații chimice care ar forma un leac pentru boala care astăzi a cuprins toată omenirea. Sunt oameni care, sărmanii, nici nu apucă să dau un telefon sau nu apucă să beneficieze de atenția celor care conduc lumea. Sigur că este o paralelă forțată, astăzi lumea, lumea nu mai atât de săracă cât este Lazar, dar bogatul împietrit este mai împietrit astăzi pentru că jirinițele sale au crescut mai mult în urma suspinelor lui Lazar. Dragii mei, însă este o categorie de oameni în acest tablou, nevăzută, dar tăcută, mută, care a participat la cuzurul acesta, la tolăneala la aceasta pe care bolnavul acesta, uh, bogat, uh, o face zi de zi. Cine este mulțimea aceasta? Ei bine, mulțimea aceasta este formată din oamenii cum se cade. Oamenii care spun, lasă-i în plata lui Dumnezeu. Oamenii care spun, trebuie să ne rugăm pentru ei și bine fac oamenii aceștia. Pentru că cu adevărat există o prăpastie de netrecut între ei și noi, există o prăpastie care s-a întărit între ei și noi, dar între timp s-a întâmplat ceva formidabil și anume prăpastia aceasta poate fi trecută. De ce? pentru că a fost surpate, au fost surpate porțile iadului prin întruparea, patima, jerfa, moartea și învierea Mântuitorului Iisus Hristos. Astăzi bogatul nesimțit și împietrit poate fi scos de acolo prin rugăciunile, de exemplu, ale fraților săi, care auzind pe Moise și prorocii, auzind preoții bisericii, auzind cuvântul lui Dumnezeu, auzind Evanghelia, pot să-l scoată pe și să-i dea un nume acestui bogat nemilostiv. Dragii mei, Evanghelia de astăzi vorbește despre rai și despre iad. Nu știm cum este raiul, pe semne că e foarte bine și frumos, dar ne întrebăm cum este iadul. Iată ce spun părinții că este iadul. Este refuzul iubirii lui Dumnezeu, incapacitatea omului de a iubi. Dacă este o incapacitate, atunci cu ce este vinovat omul? Că nu cunoaște, nu primește iubirea lui Dumnezeu. Ne iubirea lui Dumnezeu, omul este cu totul și cu totul dezumanizat. Fără iubirea lui Dumnezeu, fără harul lui Dumnezeu, care se lu fără legea lui Dumnezeu, care să lucreze în inima omului, Omul este mai rău decât un animal de pradă, după cum și vedem chiar în zilele noastre, cu atâta civilizație. Ei bine, dragii mei, ce este iadul? Incapacitatea omului de a iubi îi se datorează lui sau ni se datorează nouă pentru că este o alegere personală. Ce anume de la Bogatul cel milostiv condamnă, Dumnezeu, de fapt nici nu condamnă, pentru că El însuși se condamnă. El își trăiește această sărăcie duhovnicească și sufletească, măcar că este atât de bogat, închis în palatul său, închis în egoismul său, chiar dacă are prieteni care, de fapt, îl mint și fățăresc iubirea, El mănâncă și nu se satură se adapă și tot însetat este, aprinde toate luminile, dar este frică de întuneric, este cu atâta lume în prejur, dar niciun om, este înconjurat de atâția și atâția oameni, dar tot timpul îi se pare că este singur. Trăiește coșmarul vieții sale îmbuibându-se, nesăturându-se, dorind să fie liber dar, de fapt, este prizonier în propria cușcă, în, propriul, în propria piramidă de beton în care s-a îngropat înainte de a trece din această viață. Iadul este așadar alegerea omului de a își manifesta asupra sinelui său toată iubirea, adică un egoism atroce. Alegerea omului de a nu-l iubi pe celălalt de a nu primi și de a nu răspunde iubirii lui Dumnezeu. Bine ați venit, sunteți în direct, vorbim despre această lume cu totul și cu totul răsturnată, potrivnică legii lui Dumnezeu, o lume în care mila, jerfa și iubirea nu se mai găsesc decât arare ori. Doamne ajută, curaj! Să te uiți, să Bucurie, Doamne ajută! Am uh, uh, am văzut întrebarea despre iadul. Care... Uh, iadul e locul unde se perpelea bogatul din cauza bogăției lui și a nesimțirii cu care o avea față de săracul Așa este. Uh. 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 Vă rog. Uh este o pildă dureroasă, ce să zic, ca să mă exprim așa. Eu am evitat întrebarea mai devreme cu nu se numea bogatul, dar am îndrăzit să discutăm ceva despre ce este iadul. Da, foarte bine. Cred cred că e locul unde nu și a dori nimeni să ajungă. Da, așa este. De unde să bogatul însă ruga de Avram să-l trimită pe Lazar să-i și lui buzele. Deci tot, tot vroia să-l umilească pe Lazar. Iată, îl folosește de data aceasta comis voiajor. Da, vă mulțumesc, așa este. Lipsa iubirii lipsa iubirii către aproapele, lipsa înțelegerii iubirii lui Dumnezeu, datorită închiderii în egoism, închiderii în, în poftele acestui trup, te fac să ți se împietrească inima. De fapt, am putea spune. Sau ați putea spune că este o problemă de cardiologie. Și așa este. Este o problemă de cord, dar nu ca pompă care pompează fluidele în organism, ci ca sediu al minții, ca sediu al chipului lui Dumnezeu. Inima ca loc, ca lăcaș în care se odihnește Dumnezeu. Inima aceasta a bogatului este cu totul și cu totul împietrită, dar nu din pricina bogăției, dragii mei, ci din pricina faptului că acest bogat nu are milă. El vede un om pe care de fapt îl disprețuiește ontologic, ființial, de unde ne dăm seama că îl disprețuiește atât de mult? Pentru că chiar a ajuns în locul acesta de suferință, el dă o comandă, prelungește autoritatea sa prin Avram, dându-i o comandă lui Lazar. Să-l trimiți pe Lazar să-mi aducă niște apă, că rău mă chinuiesc aici. Iată, îl face ospătarul său. Deși vede lucrul acesta, diferența aceasta extraordinară între bucuria lui Lazar și apăsarea în care este, necazul în care este, tot nu-și vine în sine, de unde rezultă că el ontologic este stricat, este desfigurat ca om. Și dacă Avram îi spune nu se poate așa ceva, Lazar nu este ospătarul tău, el totuși insistă, ba nu, uite să-l trimiți la frații mei, îi da altceva de lucru el a rămas cu aceleași metehne dragii mei cu care era și în lumea aceasta pentru că sufletul a plecat acolo îmbibat, imprimat ampretat de toate patimile sale și aceste patimi sunt de fapt focul acesta veșnic care iată vă paia aceasta pe care nu o poate suporta bine ați venit, Doamne ajută bună ziua bună, bună ziua părinte, m -auziți? bună să vă fie inima la întrebarea ce este iadul eu aș răspunde printr-o singură propoziție iadul este lipsa totală de interes față de Dumnezeu nepășare da. dacă ar fi să dezvolt cred că n-aș mai termina dar acesta este răspunsul meu și privința întrebării care cum era numele bogatului Doamna a spus bine, nu are nume pentru că nu știe și în Dar eu i-am dat uh, niște nume, domnul nepăsare, domnul uh, răutate, domnul îmbuibare, uh, domnul uh, Nesimțire. Uh, dezinteres, dezinteresat de ce de, este în jur, uh, opulența, și câte și câte și câte care nu le-ar face cinste. Uh, de fapt, nu este o, un păcat să fii bogat. Exact. Dar e păcat să fii lacul de bogăția ta, să te, să te folosești mai cu de ea și celui sărac, cum era Lazar, la parte, poate sunt mult face să, să nu pese chiar nici cât mănâncă un câine. Chiar ce ar mânca un câine nu-i asta. A, acela este bogat, este păcat. Deci, Aș... e, bine, e în mod de discutat, dar nu vreau să mă mai refer. Da, foarte deci, frumos. Că, să ideea. Da, foarte clar ce a spus și foarte adevărat și foarte ortodox să spunem așa pentru că vă mulțumesc <fie> pentru telefon. Uh, adevărat că uh, este pătrunzător cuvântul dumneavoastră în sensul că uh, iadul este o lipsă totală de interes, un dezinteres, o nepăsare față de iubirea lui Dumnezeu. Așa și este. Chiar Sfinții Părinți spun lucrul acesta, iadul este refuzul iubirii lui Dumnezeu, adică nu-mi pasă de tine, nu mă interesează de jerfa ta, nu mă interesează cine ești, nu mă interesează Maica Domnului, nu mă interesează Sfinții, nu mă interesează ce se întâmplă dincolo de catapeteasmă, eu am treburile mele, am programat acum să-mi aducă în sfârșit bucatele pentru că am invitați, trebuie să mă gândesc ce digestiv să iau pentru că am micre negre și uh, îmi cad greu la stomac, trebuie să iau neapărat un, un digestiv, un Jagermeister, nu știu, un Unicum, pentru că neapărat uh, mi se va apleca să cumpăr lămâie multă sau uh, eu știu ceva care uh, să-mi taie această silă pe care o produce, pe care o produc multele alimente, nu mai știu cum să fac ca să-i uh, Mulțumesc pe ceilalți și care să mă aplaude și care să mă invidieze pentru bogăția și pentru opulența pe care sigur le uh, exhib. E un exhibiționism a omului care nu mai are niciun fel de uh, reper, care nu se mai poate raporta la adevăr, care trăiește într-o minciună totală, într-o înșelare totală și una peste alta este o inimă că de aici... Pornisem o inimă împietrită cu totul, care abia mai funcționează cât să își facă funcția biologică, fiziologică, dar duhovnicește această inimă, este cu totul și cu totul amorțită, împietrită. Sigur că da, înainte de întruparea Domnului, aceasta era o tragedie. Însă, iată, dragii mei, că Dumnezeu a arătat că este cu putință lui Dismas pentru o, un suspin de pocăință să se mântuiască. Ce mare fapt a făcut până la urmă tâlharul de-a dreapta decât aceea că l-a recunoscut pe Iisus ca fiind Hristosul, Fiului lui Dumnezeu, ca fiind cuvântul întrupat, ca fiind judecătorul și mântuitorul lumii și pentru aceasta, iată, a primit acest cuvânt astăzi vei fi cu mine în rai. Ce este greu, deși spune Dumnezeu că într-un cuvânt absolut minunat, că este imposibil să treacă cămila prin urechile acului, dar și mai imposibil, chiar folosind această expresie pleonastică, să treacă uh, bogatul prin uh, în împărăția lui Dumnezeu. De ce, dragii mei, pune Dumnezeu atâta Anatema pe această bogăție. Este oare ea, din punct de vedere duhovnicesc, este, are ea vreo, vreo greutate, nici de cum este neutră ca orice materie? Bogăția nu are niciun fel de uh, conotație duhovnicească, ci felul în care se raportează inima noastră la bunurile acestei lumi, felul în care inima noastră poate să primească și să înmulțească iubirea. De aceea, fiindcă suntem în momentele acestea atât de grele pentru neamul creștinesc, să spunem, și vor veni niște apăsări un pic mai mari peste noi, este cazul ca să se vadă Evanghelia în lucrare. Este cazul ca nu cumva, dragii mei, la poarta noastră să se afle vreun lazăr și, pe, și noi să-l ignorăm, să nu-l vedem. Este cazul ca acum, Dumnezeu să vadă că noi punem uh, Evanghelia în lucrare. Cu aceste cuvinte încheie Dumnezeu Evanghelia de astăzi, și anume că avem pe Moise și pe proroci, avem preoții și Biserica, și odată ce cunoaștem cuvântul Evangheliei, vestea cea bună, sigur la poarta noastră niciodată nu va înfometa. Nu va zace un laser. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți, să ne dea putere ca să ne ajutăm unii pe alții în aceste momente care sunt o încercare, dar în același timp și un examen pentru neamul creștinesc. <fie> What? Oh.